Să nu crezi tot ce auzi, să nu faci tot ce poți, să nu spui tot ce știi, să nu dai tot ce ai. M-a întrebat un bătrân odată, părinte Paisie, dar ce, -a, ce -a mândrie, părinte, cum vine? El umbla iarna cu capul descoperit și desculți prin zăpadă. Frate Gheorghe, mândria este atunci când ai să socotești că tu ești ceva mai mult decât altul, că ești mai bun, mai frumos ca altul. Săracul de mine, părinte Paisie, eu să am ceva mai bun, dar ce am eu mai bun? A stat opt ani cu mine, părintele Ghenadie. Nu vedea nici el săracul ca și mine. Iaca, asta e mândria. Când te socotești că știi mai mult decât altul, că poți ceva mai bine decât altul. Și e foarte periculoasă. Că nu-i place lui Dumnezeu mândria. Că dacă socotești că știi mai mult, că poți mai mult, că faci mai mult, să nu pățești ca acela care socotea că face, că drege, că postește, iar cel de lângă ușă plângea și își bătea pieptul că nu are nimic bun și a câștiga mai mult decât acela care socotea că are ceva de la el însuși. Că Mântuitorul l a zis, când veți împlini vreo poruncă, să spuneți așa. Rob netrebnic sunt eu și n-am făcut decât ceea ce eram dator să fac. De câte ori te mâni, mânia nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Când te mâni, acolo e duhul răzvrătirii, duhul mândriei, al slavei de șarte, să știi. El te îndeamnă să nu te smerești. Ce? Eu sunt chiar atât de lepădat? Că vezi, eu pot să zic așa singur, mai oameni buni, dar păcătos mai sunt, dar prost mai sunt, dar rău mai sunt dar ia să mă facă altul prost și urât, să vezi cum mă umflu și mă mânii împotriva lui. Ce te interesează? Ce te ocup de mine? Ei, apoi asta e smerenie? Atunci când altul te ocărăște și te smerește fără voia ta, atunci să vezi dacă poți zice, așa mi-a trebuit. Așa trebuie. Dumnezeu i-a poruncit să facă asta pentru că și eu am ocărut pe altul. Asta e smerenia cea adevărată. Nu zic eu că-s prost. Când te ocărăște celălalt, atunci să faci dovada că ești smerit. Atunci să spui Dumnezeu îi poruncește să fac așa. Când îți ia cineva lucrul cu sila, Dumnezeu îi poruncește să mi ia, pentru că și eu am luat de la altul. Când te mută cineva cu deasila sila din școlă, Dumnezeu îmi schimbă locul, ca să-mi schimb eu năravul și obiceiul. Asta ar fi smerenia cea adevărată. Dacă îți cere cineva haina, dă și cămaș. Dacă te lovește peste partea dreaptă, întoarce și partea cealaltă. Apoi vezi, poți face treaba asta, că noi trebuie să urmăm după porunca lui Hristos. Dar noi, dacă îți dă cineva una peste față, tu îi dai patru înapoi. Îi întorci împătrit. Așa Așadar, noi nu urmăm porunca lui Hristos. Când eram și eu mai tânăr, mă punea starețul la încercare. Odată m-a scos afară afară din biserică. Eu cântam la strană și cântam și eu în felul meu. Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă! Și mi se părea că tare cânt frumos și mă mândream. Asta în inima mea și odată intră starețul și când mă aude, îmi dă un ghiont. Afară! Ieși afară, măgarule, ce ragi, așa! Mie mi se părea că eu o cântare frumos și când colo, uite așa am pățit. Și mă gândesc și acum, săraca mândrie, cum se agață ea de toate. M-am pomenit odată aici cu un om tânăr, era el așa cam delicat, venea de la București și m-a întrebat: Dumneata ești părintele Paisie? Și am răspuns așa, da, păi ar mai fi și alții, noi nu fi numai eu. Dar el a zis: Am auzit de dumneata și am venit să te văd. Și atunci i-am zis eu cuvântul acesta: Să nu crezi tot ce auzi. Să nu faci tot ce poți, să nu spui tot ce știi și să nu dai tot ce ai. Vai de acel om căruia îi va prisosi lauda decât viața și faptele. Din dragoste izvorăște smerenia, că dacă iubești pe cineva nu-l ocărăști, nu-l superi. Că dacă apuci să superi pe cineva, săracul nici nu poate mânca, poate nici nu se poate ruga, nici nu poate dormi. Așadar, faci în toate chipurile să nu te superi și să nu superi pe nimeni. Dar nu se poate să nu superi chiar pe nimeni. Poate fără să-ți dai seama, spui un cuvânt. Dar cum te-ai întâlnit cu cel pe care l-ai supărat în data, fă -i plecăciune. Sau poartă-te frumos. Iartă-mă, dragul meu. Și când ai zis iartă-mă, a ieșit deodată toată supărarea s-a spart. N-a mai rămas nimic și când se uită diavolul într-acolo, vede că a rămas păcălit, nu mai grămâne nimic scris. Nici prin cap să nu streacă, să placi oamenilor, să fii mai necinsti de oameni. Asta da. Și ce dacă spune lumea că ai păcat? Ce? Nu ai? Trebuie să răbdăm o cările. Tată, să răbdăm pentru că așa ne lăudat Mântuitorul Hristos. Fericiți veți fi când vă vor și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Trebuie să răbdăm toate cu smerenie, să răbdăm cu smerenie pentru dragostea lui Hristos. Doar vom câștiga și noi, nu tot raiul, ci numai un colțișor. Ți se pare grea smerenia? Dar încearcă întâi și vezi dacă poți ridica piatra și după aceea spune nu pot. Smerenia inimii izvorăște din dragoste, dragostea cea pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu să o faci. Părintele Paisie Olaru